se afla o cană. Am niște cercei superbi. Bună și mi-am găsit la nou vlogul meu pe canal. Astăzi revin cu un clip în care vă arăt ce am primit de mărțișor. O să fie și chestii pe care le-a primit mama mea. Bine, ea a primit și alte lucruri în afară de ce o să vă arăt eu. Doar că pe astea, cu astea am intrat eu în contact direct și din cauza asta vi le prezint. Dar înainte de asta vreau să vă arăt un mărțișor pe care l-am primit din partea unui brand. Și este vorba despre Good Days Therapy. Aceștia mi-au trimis, chiar cred că de 1 martie a ajuns pachetelul la mine. Din cauza asta îl consider ca un fel de mărțișor. Acesta este produsul vedetă al cadoului. Activa Aloe Forte. Arată el cam așa. Vine și cu un căpăcel, voiam să vă spun, care este dozat. Asta pentru că este un produs pe care trebuie să îl diluez cu apă. Eu l-am aici, că am băut de dimineață, mai am foarte puțin. Și dacă vreți să știți o părere despre gust, să știți că nu mi se pare că are un gust anume. Dacă îl miros, mă duce cu gândul la ceva, o plantă ceva sau ceva medicinal, dar ca gust nu se simte. Nu știu, poate e din cauza că este diluat, habar n-am, dar nu are un gust, adică nu are gust de nimic. Foarte puțin se simte ceva, dar nu, este aproape insesizabil și vă zice asta o persoană care este foarte, foarte scârboasă, în sensul că nu suport orice și mă scârboșesc și eu, dar nu, ăsta chiar îl tolerez și azi am băut prima doză, să zic așa. Pe lângă acest produs, și în caz că vă interesează, o să vă citesc un pic despre el. Ajută la susținerea sistemului digestiv. Are foarte multe certificări aici pe spate, este bun și pentru imunitate din ce am citit și pentru oboseală și are mai multe beneficii. O să vă las un link în cutia cu descriere în caz că vă interesează. Iar pe lângă asta mi-au pus și un ceai de la Yogi Tea Natural Balance. Arată el cam așa. Și sunt foarte curioasă de el pentru că este cu lemongrass și tache și licorice, whatever. Am emoții cu el în sensul în care mie nu-mi place nici lemongrass-ul și nici licorice. Sunt două chestii pe care efectiv le urăsc cu pasiune, dar vreau să încerc pentru că știu că are beneficii. De aia o să vedem cum o să fie. Da. Vă țin la curent pe Instagram. Și am și o scrisorică verde. Scrie pentru Sabina Rusescu, unde avem un ghiocel. Dacă ar vrea să pună focus pe el. Primăvară frumoasă și un ghiocel. Și scrie: dragă Sabina, îți urez o primăvară veselă și viața e frumoasă, cu drag, Anita Tucu, martie 2024, da, pentru că Ana Maria Tucu este cea care se ocupă de acest brand. Pe ea o găsiți cu numele de Beauty Barometer, aici pe YouTube, pe Instagram, are și blog, e cu ștaif vechi, să zic așa, și pe TikTok. Mai nou și pe Facebook, pe toate. Iar acum să trec la cadourile pe care le-am primit. Vă anunț din start că pe lângă ce o să vă arăt eu, am mai primit flori, după cum se poate observa, pentru că eu ador zambilele. Zambilele cred că sunt unele dintre florile mele preferate, dacă nu chiar florile mele preferate. Ador florile de primăvară, zambile, lăcrămioare, ghiocei, dar zambilele sunt number one. Și am primit destul de multe. Din păcate nu rezistă foarte mult, dar mă bucur de ele cât timp le am. Și pe lângă flori am mai primit și ceva dulciuri care la fel s-au estompat.
Ok. Și bani, chiar și bani. Tata mi-a dat și bani pentru că e el așa un drăguț. Și trecem la cadouri și o să încep cu acesta. De la cine? De la Nașa, de-a doua părinților mei, de la Lili, pe care o pup. Și trebuie să încep cu așa ceva. Măi, este o eșarfă cu pisici și nu orice fel de pisici, pisici cu roz, cu mov, avem și cu albastru, dar pisici, ca să le vedeți cu capul în jos, cred. Uitați-vă și voi, deci nu, n-ai cum să arăți așa, n-ai cum. Știu cum e asta, asta e asta, oh my god, da. Lili știe, adică, de fapt nu doar Lili, toată lumea știe că eu ador pisicile. Și da, când am văzut-o zic, Doamne, ce drăguță e. Eu nu pot să zic că am avut o perioadă în care purtam foarte, foarte des eșarfe. Dar de ceva timp nu prea am mai purtat. Dar pe asta n-am cum să n-o port. Deci este superbă, superbă. Apoi am mai primit o chestiuță. Deci, am mai primit cutia aceasta, care este cu mov, o altă pasiune pe care o am, cu o tipă blondă, cu o pălărie pe cap și înăuntru ei se afla o cană. Deci când am văzut cana asta, este superbă, pur și simplu îmi aduce aminte de photoshooting-ul meu, photoshooting e mult spus, da, bine, am făcut eu o ședință foto cu Eugenia, nu știu dacă se uite la o pup, în lanul de lavandă și aveam și eu pe cap o pălărie și vine și cu un ciucure mov aici, deci așa ceva, n-ai cum. Aveam pe cap o pălărie asemănătoare, să zicem, și nu eram îmbrăcată în mov, dar zici că sunt eu. Efectiv zici că sunt eu și să vedem ce o să pun în această cutie. Oricum, nu o să mă părăsească cutia asta pentru că e prea frumoasă. Îi găsesc eu un loc ușor și o întrebuințare. Așa. Apoi, am mai primit o brățărică foarte drăguță pe care mi-a zis să o mi-o pun la mână cu pietricele. Am foarte multe brățări acum la mână și aveam și pe cea Pandora, că am redescoperit-o. O am pe cea cumpărată de la Larisa Elimia, pe care o pup, în caz că mă mai are și eu un canal YouTube să mergeți să o urmăriți. Apoi, asta neagră o am de anul trecut, cred, de la Alina, tipul draga mea. Asta cu roșu, cred că e de la mama. Asta la altă cu roșu, o să urmeze să vă arăt mai de aproape, este de la, tot de la Alina, iar asta de aici este tot de la Larisa Irmia. Și o să mi-o pun și pe aceasta. Apoi avem o broșă cu un fluturaș cu mov. Superb, superb, superb. Așa, și mai avem ceva aici. Sau cred că aici era... Nu, aici era brățărica. Sorry. Dar uitați-vă și voi. Că și până și chestia asta este cu mov, pentru că este leitmotivul vieții mele. Apoi, o să vă arăt și ce a primit mami, pentru că o să folosesc și eu din produsele pe care le-a primit ea. Și ea a primit tot așa o broșă cu un fluture, dar al ei este mult mai mare. Zici că e mama și copilul, să zic așa. Și am mai primit un set de la Dav cu mango, cred. Cu fructul pasiunii și lemongrass. Dar uite că nu se simte lemongrass în aceste produse, ce eu n-am simțit. Avem un gel de duș. Arată cam așa. Și zice că este uplifting. Nice. Doamne, miroase foarte
Foarte bine. Se simte mango-ul foarte mult și ăsta este antiperspirantul. Este spray, pe asta o să-l dau mamei mele, pentru că, adică o să rămână la mama mea, pentru că eu nu sunt fană spray. Dar și asta miroase bine. Doamne, deci miros foarte bine și nu se simte deloc lemongrass, adică cred că e foarte, foarte puțin. Deci super faine și ele. Apoi trecem la următorul cadou. Ta-da! Și cred că aici a rămas doar cadoul meu, cred că al mamii este la ea. Primise o broșă și o broșă, bombonele și o eșarfă, dar cred că le-a luat pentru că le-a și pus în uz, să zic așa. În primul rând, să ne uităm la această sacoșică. Cadoul ăsta este de la Alina, draga mea. Și haideți să vă arăt ce am primit. De-abia aștept să pot să folosesc. Am primit o mască de la Skin79, Seoul Girls Beauty Secret Mask. Și uitați ce drăguț. Avem aici o fetiță, un câine. Poate asta seamănă cu mine puțin. Ia uitați. Dacă aș focaliza. Bine, eu când aveam breton, să zicem. Apoi, am primit un mascara pe care abia aștept să-l folosesc. Este Avon Legendary Length. În fine, arată cam așa. Ca aspect mă duce cu gândul la ceva de la Bourjois. Nu știu, dar îmi place maxim periuța. Mi se pare genul meu de peruță, chiar asta discutam și cu Alina, că mie îmi plac foarte mult peruțele astea, subțirele, micuțele, nu-mi plac alea extra mare, așa. Apoi, am aici chestiuțele astea, care eu inițial n-am știut ce sunt. Mi-a spus ea că sunt ceva dulciurele, care au din ca o napolitană, așa. Vom vedea. Am primit și ceva dulciuri pe aici, bombonele, mini Haribo, că știe că îmi plac. Apoi, de la Avon, doamne, am primit și cercei superbi, efectiv, ador, abia aștept să-i port. Ia uitați voi cât de frumoși sunt. Și din ce am înțeles eu de la ea, există și cercei, e așa cercei și mie mi-a luat... i-aș arat lanțul și mie mi-era cercei. Și tot ea mi-a spus că ar fi cu flori presate. Super! Abia aștept să-i port, mi se pare foarte primăvăratic așa. Apoi aici am un mărțișor, de fapt depus în piept. Și avem o bufniță, pentru că da, știe că îmi plac bufnițele și mi-a zis că deși mi-a luat și anul trecut bufniță, a zis că bufnița asta n-a putut să o ia pentru că avea ochii mob, adică, da. Despre ce vorbim, foarte frumoasă este, de la Meli Melu. Și mai avem ceva, mai avem un ruj de la Avon, nuanța Hydra Berry, arată el cam așa și chiar sunt curioasă pentru că și mama și-a cumpărat rujul ăsta, dar nu știu dacă este aceeași nuanță ca a mamei mele, dar este nuanță așa de maro și înăuntru are un zonă aceea mai deschisă la culoare, care se presupune că ar fi cu acid hialuronic. Ia uitați ce nuanță superbă, superbă. Cred că ar merge și cu creionul de buze pe care l-am acum, dar nu mă dau pentru că oricum după ce termin de vorbit cu voi aici o să mă șterg pe buze pentru că vreau să mănânc, n-am apucat să mănânc încă pentru că băutura asta se bea cu jumătate de oră înainte de a mânca. Și vă ziceam că tot de la Alina am primit și o brățărică roșie cu yin și yang. Foarte drăguță e. Și da, cred că asta este tot. N-am omis nimic. V-am zis că pe aici mai am bombonele. Da,
Cam atât a fost videoclipul meu de azi. M-am gândit să vă arăt totuși ce am primit de 1 martie, pentru că mă gândesc că mai aveți ocazia de a face cadouri și pe 8 martie și poate, nu știu, vă dau o sugestie de cadou sau ceva de genul ăsta. Dacă v-a plăcut clipul de azi, așteptați să mai mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru a vă clipsați, superbă! Pat, pa!